Salutare, sunt Claudiu Vrânceanu, bine ai revenit la Antreprenori de România, un proiect media și de educație antreprenorială în care analizăm studii de caz cu antreprenori români, învățăm din bunele lor practici, căutăm soluții de creștere a ecosistemului antreprenorial românesc. Avem nevoie de mai mulți antreprenori. Suntem pe ultimul loc în Uniunea Europeană la numărul de IMM-uri pe cap de locuitor. Avem puține firme inovatoare. Astăzi sunt alături de un tânăr antreprenor, Radu Jinga, 25 de ani, un tânăr ca mulți alții, eventual mai mulți astfel de tineri, care știu foarte multe lucruri, în opinia mea, despre business, despre modele de business, despre modele de afaceri, despre IT. Chiar sunt curios, când ai învățat toate lucrurile astea despre care vom vorbi în următoarele minute? Îi facem curioși pe cei care ne urmăresc. Mai ținem un pic suspansă. E din școală, e din experiența personală, vom afla. Dar Radu Jinga are o prăvălie pe IT, îi spun prăvălie metaforic, o afacere antreprenorială, Jiratech. Practic, voi faceți, dezvoltați soluții IT, sunteți buni pe programare, pe creare de produse și lucrați cu alți antreprenori. Într-adevăr. E important să vorbim despre crearea de produse într-o țară în care IT-ul e dominat de outsourcing. Exact. Este foarte important să vorbim despre o gamă variată de servicii care intră în această creiere de produs, care trebuie toate făcute și făcute de experți. De la design thinking, la testare, la construirea sistemului de feedback embedded în produs, încastrat în acel produs chiar de la început, despre ritualuri tehnice, nu numai ritualuri de business, și despre o viziune de ansamblu asupra produsului și ca valoare adăugată societății, dar și ca o complexitate software. Ai spus design thinking, testare. Deci, ce înțeleg eu prin creare de produs, nu înseamnă numai realizarea softului efectiv. Înseamnă stabilirea unui canal prin care tu poți să iterezi prin versiunile de soluție pe care vrei să le oferi, dar să iterezi bazat pe un feedback venit de la clienții tăi. Adică, în momentul în care un antreprenor cu care noi colaborăm vrea să construiască un produs din acesta, noi ne asigurăm că pornim deja cu un avantaj competitiv. Avem o infrastructură și am construit o infrastructură care ne ajută pe noi că atunci când începem un produs să punem în loc toate avantajele și serviciile de care el s-ar putea folosi pe lângă construirea produsului respectiv, să poată să ajungă repede la client, să poată să ajungă să putem și noi să rezolvăm repede problemele, să putem pivota foarte ușor. Mie mi se pare că lipsa de agilitate în pivotare este o mare problemă în software și în startup-urile tech. Sunt de acord cu tine, am observat și eu asta interacționând cu multe startup-uri IT. Aș vrea să înțelegem și mai bine ce faceți cu antreprenorii, cu potențiale antreprenori prin firma ta pe un studiu de caz concret. Să ne imaginăm că sunt un viitor antreprenor, vin la tine și vreau să fac o platformă pentru IMM-uri, pentru firmele românești. Și cum mă poți ajuta? Ce facem? Deci eu am o idee de produs, văd și un potențial model de business, cum putem lucra împreună? Într-adevăr, primul pas este o radiografie pe care noi o facem tuturor startup-urilor în care ne implicăm la început. Avem o grilă de punctaje și o listă de întrebări prin care noi ne putem da seama cu exactitate sau cât se poate de bine, cât în ce stadiu este startup-ul pe care îl ai. După ce avem aceste răspunsuri de la tine, că asta se cristalizează ca o listă de întrebări din care noi ne extragem informații. După aceea, noi avem, pe lângă metodele tradiționale de colaborare, time and material, fixed price, time box, noi am venit cu propriul nostru model de colaborare, care îi spunem incubare tehnică. Ce înseamnă incubare tehnică? Înseamnă că noi facem o ofertă care implică și share-uri, dar implică și
o estimare pentru costul total de dezvoltare până la lansare și după aia mentenanță până la primirea următoarei runde de investiții pentru produsul respectiv. La acest cost, noi aplicăm un discount, noi aplicăm o cofinanțare, astfel încât investiția pe care o facem noi, antreprenorul, să se revadă într-o mai bună așezare a cash flow-ului pe care îl are în momentul respectiv. Ok. Hai să fim și mai concreți, am înțeles și e foarte util. Uh-huh. Vreau să fac o platformă și o evaluăm crearea platformei la 100.000 de euro. Uh-huh. Să alegem o cifră rotundă. Uh-huh. Cum facem mai departe? Cât trebuie să vă plătesc eu? Cât punem aici, în shares, în acțiuni? Într-adevăr, aici noi ne-am luat două limite superioare, urmând ca cifrele exacte să se facă pe parcursul negocierilor. Sumele exacte pe care le-am luat, sau maximurile, sunt maxim 30% din afacerea ta și maxim 40% reducere. Uh-huh. Astea sunt cele două variabile, cele două limite maxime, urmând ca în jos să se facă negocierea între fiecare startup în parte. Deci pe o astfel de platformă care ar necesita o investiție, uh-huh, din partea voastră evaluată la 100.000 de euro, voi intrați și... Noi să zicem că intrăm și zicem... Vreți ok, cât 10, 20, 30% cât vreți. Noastre, noi reușim să reducem necesarul de capital pentru dezvoltare, că vorbim numai de dezvoltare. Exact, mă ușurați pe mine cu această reducere de capital. Din necesarul acesta de capital de 100.000, noi prin tool-urile și eficientizându-ne procesul, putem să-l facem în, să zicem, 90.000, dar ca să putem să mai punem niște gloanțe și în partea de marketing, și în partea de PR, îl facem pe 75.000, adică facem o cofinanțare de 25.000 pentru un procentaj de, să zicem, 15% din afaceri. Mm-hmm. Bănuiesc că aveți exemple deja existente, da, aveți într-adevăr studii de caz. Mm-hmm. Hai să începem cu primul. Avem și noi și am văzut și în piață că este o tendință din ce în ce mai accentuată de a se duce spre zona asta. Am văzut și în Norvegia și în Suedia startup-uri care se implică nu numai din perspectiva outsourcing-ului și dezvoltării de produs, dar chiar din perspectiva shareholderilor. Se implică ca asociați în acel startup, își taie din profiturile pe care în IT sunt marginal mai mari decât în alte industrii și în felul ăsta riscă pe startup-uri cu tehnologie. Putem spune că sunteți un investitor în startup-uri. Într-adevăr, numai că noi nu investim cu bani, ci investim prin tehnologie în mare parte. Și de cealaltă parte, mm-hmm, rezolvați și o problemă a antreprenorilor, a celor care au o idee, mm-hmm, au un model de business pe foaie, mm-hmm, pe hârtie, mm-hmm, exact, și poate și chiar și un plan de afaceri și care nu găsesc specialiști sau găsesc, dar lucrează mai greu cu ei, sunt scumpi și așa mai departe. Iar noi venim și cu experiența de a trece prin 14 startup-uri până în momentul actual, experiența de business pe care o putem și consultanța de business pe care o putem face din experiența pe care o aveam. Când ați acumulat această experiență? Începând din facultate și până în momentul actual am trecut și am tras cu dinții să ajungem să nu renunțăm prin mai mult de 14 startup-uri. Într-adevăr, nu în toate am fost incluși ca asociați, ca parteneri cu share-uri, însă în majoritatea am avut și acest beneficiu. Unele au ieșit, altele n-au ieșit, aici e statistică. Evident, sunt cifrele publice, uh-huh, sunt 7 din 10 startup-uri care, uh-huh, eșuează. Sunt sigur că printre cele 14 startup-uri sunt și astfel de afaceri. De ce crezi tu că eșuează startup-urile de tehnologie? Ce le lipsește? Aici, mie mi se pare că s-a pierdut cumva esența din conținutul The Lean Startup.
care este The Lean Startup. O carte. Este un principiu, da, este bazat pe o carte, o metodologie. Este o metodologie de a-ți construi un startup. Și cu resurse pare, mici. Într-adevăr. Prin care ne validăm o idee. Ne validăm și mergem iterativ prin tot procesul acesta. Ei, mie mi se pare că această carte a fost într-adevăr înțeleasă de business, însă n-a fost înțeleasă de oamenii tehnici. Business-ul nu a lăsat loc oamenilor tehnici să facă chestiile cum ar fi trebuit să fie făcute. Adică, în momentul în care această metodologie spune că trebuie să avansezi repede, nu înseamnă că trebuie să avansezi repede la început. Înseamnă că trebuie să avansezi repede pe toată durata iterației până îți găsești ideea finală. Ca să faci chestia asta, trebuie o disciplină foarte mare din partea tehnicului ca să țină complexitatea proiectului cam la același nivel să poată să se facă iterația asta. Pentru că dacă proiectul adună, există termenul de technical debt, pe care nu mă îndoiesc că îl știi. Dar hai să le explicăm ce înseamnă technical debt. Technical debt-ul înseamnă o datorie asupra codului. Înseamnă că în timp ce noi dezvoltăm și dezvoltăm produse, în spate se adună o datorie în materie care se poate cuantifica la nivel de timp despre cât ar trebui să investești în produsul acela ca să-l cureți. E o mentenanță care se face, o curățenie. Și technical debt-ul este principalul dușman al programatorilor, pentru că eficiența poate scădea pe cât crește complexitatea asimptotică. Și atunci ajungi cu proiectul în care nu mai poți să faci nimic cu el. Ei, noi venim cu disciplina și cu toate tool-urile in place de la început, încă dinainte să scriem prima linie de cod, să ne asigurăm că tot procesul ăsta de lean startup este iterativ și iterațiile au cam aceeași eficiență. Foarte util ce spui și ne e de folos, întrucât vine din zona aceasta tehnică, dar da, din zona tehnică a unui om care înțelege business-ul, cel puțin asta așa te percep eu. Pornind de aici, de ce eșuează startup-urile tech? Pornind de aici, startup-urile tech eșuează pentru că nu mai pot să itereze, rămân fără bani, rămân într-un stadiu agățat în timp cu o anumită iterație care nu este cea finală. Și atunci, din punctul meu de vedere, startup-urile în tech eșuează pentru că nu reușesc să pivoteze de destul de multe ori până când se ajungă la o formă profitabilă a startup. Am folosit deja de câteva ori acest concept, a pivota, este împrumutat din basket, din sport și constă în capacitatea de a te mișca, de a schimba modelul de business, produsul în funcție de context, de piață, de adversar, de locul în care ești. Informațiile noi pe care le acumulezi de-a lungul acestor iterații. Exact, ca la basket, când schimbi piciorul pe care... Când vine inamicul, când vine oponentul din stânga, tu pivotezi pe partea dreaptă și încerci să arunci la coș, într-adevăr. În startup-urile tech de succes, nu în toate și nu generalizăm, e important să avem o echipă de cofondatori complementari. Ideal, în opinia mea, e să vedem complementaritatea aceasta unind cele două lumi, business-ul cu tech-ul. Uh-huh. Omul de marketing, de vânzări cu specialistul IT. Cum vezi tu lucrurile din experiența ta, mai ales că voi acționați pe zona tehnică, deci puteți fi complementari oamenilor de business. Cum ai lucrat până acum din cele 14 startup-uri sau din startup-urile de succes pe această listă mai lungă, cum erau fondatorii, ceilalți cofondatori? Pentru că voi sunteți cofondatori, practic, într-o astfel de afacere. În principiu, partenerul nostru, în momentul în care căutăm un startup pentru un proces de incubare tehnică, trebuie să vină cu viziune. Nu-i spun idee, pentru că nu e numai un singur paragraf sau o singură pagină în care poți să detaliezi această viziune, ci este viziunea pe termen lung. Viziune care este alimentată de datele pe care noi le luăm de la utilizatori.
viziune care se poate schimba, se poate altera, putem să găsim alte metode de a, de a merge, însă direcția, viziunea, trebuie să vină din, să înceapă de la partenerul, de la partenerul nostru. Cam asta este modalitatea în care noi putem totuși rămâne în zona tehnică, putem să nu numai să ne imaginăm produsul înainte să existe, dar să îl și putem diseca înainte să-l vedem. Să putem să vedem fiecare parte componentă din acel produs, ca să putem să luăm cele mai bune decizii, să putem să facem cât mai eficient aceste iterații. Dar ca să putem noi să facem chestia asta, partenerul pe care îl căutăm trebuie să vină cu viziune. Cam asta e. Hai să vedem două exemple din portofoliul vostru cât mai actual. Ideal, hai să alegem două startup-uri în care sunteți implicați. Primul, mare drag. Care? Primul este Gnosis. Gnosis este un ecosistem care se ocupă de tăguirea, sau să-i spunem mai bine, clasificarea informațiilor luate din mediul existent, imagini, videoclipuri, texte, și clasificarea acestora astfel încât ele să poată să fie folosite pentru antrenarea de algoritm de machine learning. Aici clientul fiind? Aici clientul fiind companiile sau entitățile care vor să-ți dezvolte propriilor algoritmi de machine learning și care în toate cazurile au nevoie de aceste date. În partea asta de machine learning este relativ necunoscut încă pentru noi faptul că întotdeauna va fi nevoie de date și nu va fi nevoie de date numai în cadrul dezvoltării, ci pe parcursul întregii durate de funcționare a sistemului. Cât timp tu ca client vrei un detector de malformații genetice, să-i zicem, tu va trebui întotdeauna, recurent, să alimentezi cu noi specii sau noi exemple de malformații algoritmul, ca el să poată să-ți recunoască și să fie într-adevăr inteligența artificială. Iar pentru chestia asta, va trebui ca o grămadă de oameni să clasifice acele informații pe care să le dai algoritmul. Și acolo venim noi și facem un fel de conductă de petrol pentru machine learning. Asta în care e povestea aici. Cu cine v-ați parteneriat? A venit persoana respectivă către voi? Hai să înțelegem mai mult despre chimia dintre voi, ce le-ați oferit, ce le-ați cerut. Da. În cazul ăsta, noi ne-am parteneriat cu Bogdan Bocșe, care avea deja o mică, un mic startup pe zona de dezvoltare de algoritmi. Și am venit în cumva completarea și evoluția pe verticală a serviciilor lui, dar nefiind cumva încuiați sau nefiind cumva blocați în același furnizor. Deci Gnosis este supply sau Envisage. Poate fi furnizor pentru Gnosis, însă nu ne limităm doar la Envisage. Noi am găsit și mulți alți clienți care au nevoie de aceste chestii. Al doilea studiu de caz? Al doilea studiu de caz, pot să-l spun din zona de fintech. Este un colaborator pe care n-aș vrea să-i dau numele, însă pot să spun despre startup. Startup-ul se numește Abacus Box și este o nouă abordare asupra contabilității firmelor mici și medii. Este o gestionare de facturi, o gestionare de chitanțe, o generare de facturi, dar împreună cu mici algoritmi pe care i-am realizat, se transformă într-un analizator de business care îți oferă grafice despre revenue streams-urile pe care le ai, despre costurile pe care le ai și mai departe se poate extinde cuprinzând zona de contabil, devenind un ajutor
de nădejde pentru zona de contabilitate, pentru întreprinderile mici și medii. De acord, ai zis contabilitate, însă nu oferiți și servicii de contabilitate, cum oferă, de exemplu, Keys.ro, care... De acord, însă vrem să extindem de la ce este acum, cu incluzând zona de contabili, cumva... Deci contabilii să fie o resursă? Sau? Exact, contabilii să fie o resursă a aplicației, să fie ajutați în meseria lor pentru a-și reduce lucrurile automatizabile, pentru a-și reduce treburile recurente pe care nu-i satisfac și care nu le aduc valoare. Și atunci să primească cumva un upgrade cu ajutorul acestei aplicații. Este partenerul din acest proiect, Abacus, tot pe profilul lui Bogdan Bocșe, pe care l-am menționat, adică tot un om de IT, de tehnologie, sau e un om de business? Este un om de business. Nu are nicio treabă cu tehnologia, este pur business. Ce nevoie are un astfel de om de business, generalizând, pentru că, în opinia mea, sunt mai mulți astfel de oameni de business care au nevoie de parteneri ca voi. Și la ce vă uitați voi când discutați cu un astfel de om de business atunci, înainte să lucrați împreună? Mie mi se pare că nevoile lui nu sunt relevante. Nevoile startup-ului lui sunt foarte relevante, iar nevoile startup-urilor este să găsească cea mai bună și cea mai eficientă modalitate de a rezolva o problemă pentru altcineva. Drept pentru care tot ce facem noi în toată plaja asta este să folosim tehnologia ca amplificator pentru a găsi o soluție scalabilă. Pentru că, din punctul meu de vedere, când vorbim de scalabilitate, vorbim de folosirea tehnologiei în majoritatea domenii. Și atunci, noi folosim tehnologia fix ca amplificator pentru a rezolva problemele de business. O judecată foarte corectă, atât din perspectivă tehnică, cât și antreprenorială. Ar fi bine să privim mai mult asupra acestui tip de nevoie. Cât a durat un astfel de proiect, pregătirea produsului, care au fost pașii? Să înțelegem mai bine ce e în spatele unui astfel de startup. Pașii pot să înceapă de la... În cadrul Gnosis, primul pas a fost stabilirea cerințelor și perspectivei de 2-3 luni și construirea unui MVP. Am construit MVP-ul în cadrul programului de preaccelerare Innovation Labs 2019, în cadrul căruia am fost și câștigători pentru Best Scale-Up 3 luni după ce l-am început. Best Scale-Up? Best Scale-Up. Ok. Urmând ca, după terminarea acestui program de preaccelerare, să ieșim în piață și să încercăm să vindem produsul și soluția la care am ajuns. Ce spuneam mai devreme despre fezabilitatea și faptul că iterațiile acestea trebuie să fie făcute ca la carte și cu disciplină din punct de vedere tehnic, ne-a ajutat foarte mult la Gnosis, pentru că știam foarte bine ce merge, ce nu merge și ce o să meargă în continuare. Și atunci, bazându-ne pe aceste trei elemente, am putut să știm ce promitem posibililor clienți. Și pe Abacus, cât a durat proiectul? Pe Abacus am avut o dezvoltare de 4 luni. Am pornit de la o aplicație legacy, făcută într-un framework custom, însă am reușit să aducem din zona de proiect de freelancing în zona de produs această aplicație, să-i oferim rigurozitatea și robustețea de care avea nevoie. În ce stadiu sunt astăzi proiectele, cele două? Ambele proiecte sunt vii până în momentul de față, sunt funcționale și prosperă. De exemplu, pe Gnosis am trecut de acel zero day în care nu ai clienți și nu ai oameni care să te ajute pe partea asta de colaborare. Și am reușit să ne extindem și pe zona de supply și pe zona de demand. Cum e
ecosistemul astăzi de programe pentru antreprenori, mai ales în zona aceasta de tineri, de tineri studenți, și ai experiența Innovation Labs, care e o bună practică extraordinară astăzi în România. Cum simți tu lucrurile și unde vezi cel mai mare potențial în viitorul apropiat? Care e nevoia principală a tinerilor de la facultățile tehnice din perspectiva aceasta antreprenorială? Cum facem să avem mai mulți fondatori de startup-uri cu produse inovatoare care au potențial de internaționalizare? Nu sunt împotriva ideii să fii angajat la companii de IT, să faci outsourcing sau să lucrezi pentru companiile mari, Doamne ferește, dar e clar că majoritatea resurselor astăzi se duc în direcția asta. Cum vezi tu lucrurile? Mi se pare că sunt o multitudine de probleme la care ne putem referi și o multitudine de soluții posibile care pot să rezolve aceste probleme. Ca să vorbim mai concret, eu aș vrea să vorbesc despre zona de etică și zona de disciplină în programare. Ar fi multe de schimbat până să ajungem să avem cumva, dacă vrei să-i spui și conștiința împăcată la finalul zilei din partea oamenilor tehnici, starea mentală pe care ei să se bazeze ca să înceapă să iasă din zona lor de confort și să intre în alte domenii. Cât timp ei sunt siguri și stabili pe ce fac, le e mult mai ușor să iasă și să zică ok, hai să încep un business. Dacă ei nu știu sau nu au bine implementate în cap, nu au bine împământate în cap bunele practici, sunt nesiguri pe ei și atunci, fiind nesiguri până și pe domeniul pe care ei sunt experți sau se consideră experți, le e greu să iasă din zona de confort și să se ducă și să transceadă domenii. Concret, de unde vine nesiguranța aceasta? Concret, nesiguranța vine din presiunea, din punctul meu de vedere, vine din presiunea pe care în clipa asta partea de business din România o pune pe partea de IT. Și partea de IT, adică oamenii tehnici, ar trebui să insiste un pic mai mult pe domeniile lor de expertiză și să își spună of-ul până la urmă. Să zică cum ar trebui făcute chestiile și chiar să le facă. Asta ține în majoritate de disciplină. Hai să răspund celor 7 întrebări pentru antreprenorii de România. Mare. Întrebări scurte, răspunsuri de asemenea subcinte. Care este cartea de business preferată? Cum am spus și mai devreme, rămân la opțiunea de Lean Startup. Ar trebui să fie citită de foarte mulți oameni din foarte multe domenii. Pentru că ajută când nu te aștepți și vin cu niște insight-uri pe care poți să le folosești în foarte multe practici. Care e cea mai mare inovație din istoria omenirii până acum? Aici, să știi că eu te urmăresc și știu că principalul răspuns care ar fi putut să fie și al meu este internetul, însă aș prefera să răspund că cea mai mare inovație sau cu cel mai mare potențial de inovație, din punctul meu de vedere, este CRISPR-ul. CRISPR, care este o metodă eficientă de a schimba genom. Și potențialul acestei inovații poate să o transforme în timp în cea mai mare inovație. Și ce va schimba? Ce poate schimba? Deci aplicațiile acestei metode sunt în toate domenii. În domeniul agriculturii, în domeniul medical, în domeniul tehnologiei, sunt o grămadă de aplicații sau teorii despre ce se poate aplica, pentru că este un breakthrough major al medicinii. Cu ce om de business din România ți-ar plăcea să iei un prânz de afaceri și ce l-ai întreba sau ai întreba-o? Mie îmi place în general să citesc despre oameni de business și despre cum au ajuns acolo. Și am observat un pattern în toate poveștile pe care le-am citit. Este pattern-ul eșecului înainte de succes. Majoritatea au avut o perioadă de eșec înainte să dea de
succes într-adevăr. Și atunci, întrebarea mea pentru cel cu care aș lua o masă de seară ar fi exact chestia asta: cum îți dai seama că un eșec prevestește sau este înaintea unui succes și cum îți dai seama că un eșec este total și n-ar mai trebui să insiști. Iar cel cu care aș face asta ar fi Adrian Pitiș. Andrei Pitiș. Iartă-mă. Andrei Pitiș, business angel, investitor, antreprenor, dar din străinătate cu ce om de business? Din străinătate aici o să iau și eu cuvântul mulțimii și o să zic Elon Musk, pentru că este inspirațional orice segment din discursurile sau din viața pe care a trăit-o. Experiența lui, cum spuneam, transcede mai multe domenii și atunci este un model de luat. Într-o relație nouă de mentorat, din ce domeniu ți-ai luat un mentor? Mi-aș lua un mentor din zona de marketing, pentru că simt că este o lipsă și o nevoie foarte mare de marketing pe toate startup-urile, mai ales din zona tech, care apar. În majoritate văd oameni tehnici, văd oameni care vor să construiască produse, care știu să construiască produse, dar care nu se uită la aplicabilitatea și fezabilitatea și cum să ajungă produsul în mâinile clienților. Și atunci, în loc să fie o moarte rapidă a unei idei, este o moarte lentă a unui început de idee. Ce fel de oameni cauți și găsești cel mai greu? Aici, eu, din perspectiva omului tehnic care are lângă el oameni tehnici, aș răspunde că oameni care sunt avizi de a învăța mai mult, de a trece peste zona lor de confort în speranța că vor ajunge mai repede la destinația cerută. Oamenii avizi de a ști mai multe, de a ști mai multe din mai multe domenii. În final, ce e de făcut pentru a crește ecosistemul antreprenorial românesc, în opinia ta? Tot ce putem. Și cu ce să începem? Și asta încerc și eu să fac cu în fiecare să începem? Zi. Putem să începem prin educație. Tot la educație. Cu educația începem și din urmă tot la educație ajungem. Radu, îți mulțumesc pentru entuziasmul tău, pentru cunoștințele tale și pentru ceea ce faceți din zona aceasta tehnică pentru oamenii care au idei de business. Vă țin pumnii și să creșteți în România cât mai multe startup-uri globale. Succes! Mulțumim!